Bun, hai că ne-am distrat. Așa. Dar vreți să vedeți, de exemplu, puterea divinului feminin? Veți afla despre puterea divinului feminin? În tabla numărul 7 din Enuma Eliš, iar modul în care divinitatea se exprimă în ființele de sex diferit. Eu vreau că au colectat pusigius de la femei și au analizat. Anu, Ea, Enlil, Ninhursag. Anu, Ea, Enlil, Ninhursag. Anu, Ea, Enlil, Ninhursag. E un video de pe Canal 33 care, check this out, e genul ăsta de... Ca să înțelegeți. E un bărbat care vorbește de puterea divinului feminin. Deci, puterea divinului feminin cu profesor universitar dr. Leon Zăgân și dr. Ovidiu Victor Coșbuc. Mi-a părut cel mai tare astea primele secunde, sponsor acestei emisiuni. Această emisiune vă este oferită de Aqua Carpatica. Hei, Aqua Carpatica tocmai a zis, ok, vom sponsoriza emisiunea... Aqua Carpatica știe? Asta eu nu cred că știe. Vom sponsoriza emisiunea Sănătate, Trup și Suflet de la Canal 33 cu doi bărbați vorbind despre puterea divinului feminin și cu siguranță o să fie funny as fuck. Intuiția mea e că oamenii au zis la agenția de media, ok, vrem să ne asociem cu sănătatea, guys. Așa că oamenii au trimis la emisiunea de sănătate de pe Canal 33 pentru că se numește, cum dacă se numea, puterea sufletului și a sănătății. Are sănătate în titlu? Ah. Da, exact. Dar cum arată, nici nu le-au sponsorizat cu ce, au trimis un box de apă. Le-au trimis apă, plată de masă. Masculin, unde duce, ce avem de făcut, de unde a pornit, lucruri nespuse până acum despre Maria Magdalena, despre Isis, despre această putere feminină. Bă, what? Lucruri nespuse până acum despre Maria Magdalena, despre Isis, despre această putere feminină mult. Maria Magdalena, Isis și puterea feminină. Și pentru a vorbi despre puterea divinului feminin, am invitat doi bărbați, dar nu orice fel de bărbați, ci doi oameni de știință aplecați către studiu, către cercetare, către explicarea lucrurilor aparent inexplicabile, din două perspective diferite. Și l-am în dreapta mea pe profesorul dr. Ovidiu Coșbuc, Ovidiu Victor Coșbuc. Nea Coșbuc! Cu sacoul ăla bun de emisiune! Let's go! N-am văzut pe domnul ăsta în ceva video cu conspirații, îmi pare foarte cunoscut. Bună seara și bine ați revenit la Sănătate, Trup și Suflet. Mulțumesc pentru invitație și la această emisiune. Și mi-amintesc și de emisiunile noastre de la depărtare, de acolo, din apropiere de Uibărești, din locul în care organizați tabere de supraviețuire. E domnul Nicu Blegu. Măi, zic că organizează tabere de supraviețuire. Și, așa cum ați... Domnul ăsta, domnul Coșbuc, a început de ieri să cadă cât un fulg, acum a stat. În care s-a pornit de la credința științei versus știința credinței. În stânga mea... Sponsored by Aqua Carpatica, by the way. Profesor, stați așa, profesor doctor universitar, nu-i? Da. Nu-i așa? Domnul doctor Leon Zăgân, mulțumesc frumos că sunteți aici. Și aș aborda direct conceptul de divin feminin, din perspectiva științei, divin feminin, divin... Din perspectiva științei, puterea divinului feminin, din putere, din... A operat pe divin deschis. Eu vreau să zic că au colectat pusigius de la femei și au analizat. A pus în eprubetă. Aha! Destul de divin. Masculin are vreun sens? Da. Moș Crăciun și prietenii săi. Deci ce pot eu să abordez, să pun în discuție? Măi, are IE pe el? Ce e aia? E o cămașă cu model IE? Da, uite, care și la mâneci. Vai de mine. Român, adevărat. Dumnezeu e român! Iar modul în care divinitatea se exprimă în ființele de sex diferit. care se pare că, după cum vedem, sunt sau vor deveni de domeniul istoriei, depind de cine a scris Biblia, că ea este cartea divinității, și cine a scris istoria. Din ceea ce știu eu despre Biblie, sunt foarte puține epistole sau capitole acordate ca fiind scrise de către sexul feminin. Chiar cu această ocazie am căutat câte ceva. Bă, femeile alea de acum n-au vrut să scrie Biblia, coaie. Asta zici, nu? Da. Că din ce știe el, femeile n-au prea vrut să scrie Biblia, nu? Știi cum sunt femeile, fac nazuri tot timpul că nu, că lasă-mă da. Nu că sunt supărată acum, haide măi, te rog, scrie Biblia, nu lasă-mă. Așa face o gură. Păi eu nu știu, bine că a venit domnul doctor să ne zică cum scriu femeile Biblia, coaie. Și o să povestesc mai încolo. De istorie nu mai vorbim. Este scrisă într-o proporție foarte mare de bărbați. Acum, dacă există o contradicție... Care ar fi putut să onoreze feminismul. Da. Sigur că femeile, în general, sau femeia, asigură suportul luptătorilor. Pentru că ea generează pe luptători, ea îi crește, ea le dă în mare parte educație, iar din această perspectivă am putea spune că bărbatul războinic este rezultatul final sau finit al femeii. Deci, al activității feminine. Nu aș merge personal pe a pune în balans divinitatea feminină și masculină, pentru că fiecare are partea personală bună și divină. Omul, cel puțin în concepția religioasă... Doctor, by the way. Întrebarea a fost dacă poate să-i zică, din punct de vedere științific, care-i cu divinitatea. Și el zice acum de Biblie și de... Sunt o serie de scrieri care pretind că Eva a fost creată înainte. Sunt o serie de scrieri care pretind că Eva a fost creată înainte. Bunica tu beat la TV. Adică femeia. Mai mult decât atât, o serie de lucrări științifice de tip antropologic susțin ideea, așa zisei, unei Eve din Africa și care ar fi mama tuturor mamelor și tuturor bărbaților. Acum... Din Africa? Eva a fost albă, dragi prieteni. Nu, nu, eu refuz așa ceva. Refuz pe plaiurile românești. Refuzăm genul ăsta de propagandă. Ce urmează să zică mâine? Ce urmează să zică? Că Iisus nu era de fapt alb? Ce urmează? Că homo sapiens au plecat din Africa, dar cu niște religii acolo. Bă, de fapt Eva din Africa a plecat, frate. S-a dus pe coclauri. Apare așa tot domnul Dumnezeu undeva prin Republica Democrată Congo și pe urmă a luat-o. Și Biblia și în general scrierile religioase acordă o pondere mai mică, pentru că sexul feminin, femeia, a stat totdeauna undeva în umbră, acolo unde se creează spiritul. Bărbatul îl exprimă. Dacă vorbiți de luptător, atunci există partea de luptător și partea de vindecător, care este cu preponderență feminină. Există și... Da, e ca la Overwatch, ai DPS și healer, sau cum? Nu? Te lupți sau vindeci? Dar femeia e suport întotdeauna. Există, dacă abordăm problema vindecărilor, depinde ce înțelegeți prin vindecător, dar... La... Omul pare că din clip în clip o să se ridice, o să ia un microfon în mână și începe să cânte o doină. Se duce la etno după. Moș Crăciun și pe... Predomină vindecătorii de tip masculin. Asta... Depinde unde ne uităm. Da. Deci eu mă uit statistic la istorie, domnul profesor poate să... Mă uit statistic la istorie. Vedeți că omul era șef de catedră la fiziologie 2 și zicea că nu e bun și mai bine bagi ceapă cu usturoi și ești dezbrăcat în frig. Vrei postările? Nu. Se vede că asta zicea, sincer. Vreau să infirme această idee, pentru că eu cred că puterea de vindecare și, în general, spirituală, este mai puternică la sexul feminin, în mod cert. Numai că nu este suficient de exprimat de către cunoașterea istorică și așa. Iar, pe de altă parte, eu cred că aici este și o smerenie a femeii. Femeia este mai smerită decât bărbatul. Bărbatul este mai egoist, mai plin de sine, mai arogant. Femeia, în general, este cea care chiar temperează pe bărbat și este, la rândul ei, mai smerită. Și asta îi place lui Dumnezeu. Poate asta este elementul cel mai important al femeii în fața lui Dumnezeu, smerenia. E frumos, dar cum am învățat și bărbații totuși să onoreze acest divin feminin. Aș începe totuși de la Trinitate. Există, dacă ne uităm la Tatăl și Spirit, nu? În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Sponsorizat de Aqua Carpatica, by the way. Există voci care spun că, de fapt, Sfântul Duh... Da, bine, haideți să vedem, ok. Da, în primul rând, în limba greacă, tot pneumato hagion, nu este la masculin. dar este vorba despre energia divină. Acum, sigur, noi am trăit într-o epocă patriarhală în ultimii, să zicem, 6.000 de ani. Și ce? Excuse you? Domnul George Coșbuc, based? What? Hai să vedem ce mai zice. Dar este vorba despre energia divină. Acum, sigur, noi am trăit într-o epocă patriarhală în ultimii, să zicem, 6.000 de ani. 6.000 de ani pentru că atunci a fost creată lumea în Biblie, se știe. Și în epoca patriarhală, stăpânul trebuie să fie masculul. Dar hai să vedem câteva puncte de reper. În primul rând, în secolul trecut, în perioada papei Ioan al XXIII-lea, anii 60 ai secolului trecut, a iscat un fel de scandal în Vatican, pentru că papa Ioan al XXIII-lea afirma la un moment dat: dragii mei, Dumnezeu este și tată și mamă. Și am zis, cum? Dumnezeu este tată, tatăl nostru care este în cerul, nu suntem mama noastră care este în cerul. Deci acesta a fost, este un punct de reper, pentru că pe urmă și Ioan Paul al II-lea... Păi el duce capul, că Dumnezeu n-are gender, n-are sex, n-are nimica. Deci e bine că e și mamă și tată. Ioan Paul al II-lea a favorizat mult aspectul feminin și femeile oarecum au preluat mult și în Vatican ordine religioase, știm pe Maria Tereza din Calcuta, nu li s-a dat, să zicem, o putere sacerdotală, dar au ieșit în evidență. Deci au fost apreciate mult femeile care... Măi, suntem la schizo show. Efectiv, suntem la schizo show. Ce zic oamenii ăștia cu aia? Și-au dat aportul la dezvoltarea spiritualității. Acum, haideți să mergem să punctăm câteva elemente fundamentale mai puțin cunoscute de oameni, de lume. În primul rând, știm că Biblia, textul biblic, textul Genezei, da, cu care începe Biblia Vechiului Testament, el, și vă rog să nu vă scandalizați, este un text extrapolat din cultura asiro-babiloniană, din textele acadiene și textul cel mai vechi sau textul mai vechi decât cel biblic cunoscut, care este aproximativ din 1800 înaintea erei noastre, cam aproximativ cu perioada lui Avram. Avem din acea perioadă poemul Atrahasis și avem un text mai vechi care... Recită-l, zil că-l știi pe de rost, recită-l. Păi da, ați văzut că a dat trigger warning? Ați văzut că a dat trigger warning la creștini? A dat trigger warning, omul, să nu vă scandalizați ce urmează să zic, dar Biblia e copiată după scrierile asiriene. A dat, asta e trigger warning-ul la conservatori. Nu vă scandalizați. Ascultați bine ce zic. Enuma Eliš. În tabla numărul 7 din Enuma Eliš se vorbește despre faptul că, și aici sunt două elemente, în primul rând Dumnezeul despre care vorbim în Biblie și Dumnezeu a creat cerul și pământul. Păi în original, Bărășit bra Elohim, ad hașemai în viet hareț, deci în principiu Dumnezeii au creat cerul și pământul și asta este o problemă pentru că se vorbește la plural. Avem un text iahvist, un text elohist, textele provin aproximativ astea biblice din secolul IX, text malachist, scuze, înaintea erei noastre sau înainte de Hristos, dar cu 1000 de ani înainte exista textul din care a fost extrapolat textul biblic. Și atunci noi dacă zicem, dar cine sunt acești Dumnezei? Adică poate să existe un el și o ea? Asta este. Aha. Și atunci ne apare textul că acești Dumnezei sunt Ea, Anu, Ea, Enlil, Ninhursag. Anu, Ea, Enlil, Ninhursag. Anu, Ea, Enlil, Ninhursag. Cu bună dimineața. Și atunci mergem la acest nume, Ninhursag. Ninhursag, numele acesta, considerat numele unei zei. Bunica mi-o moare de beat povestindu-mi cum a stat la un pahar cu Pitagora. Pensia! Nu vreau să înțeleg nimica. This is pure entertainment. Pensia! Se scurge creierul. Am așa vivid în memorie imaginea poștașului care fix așa striga la poartă. Săracul poștașul nu poate să mai plece când începe ăsta să nu-i dă aia 2 lei care rămân, că pensia e 602 lei și nu-i dă aia 2 lei până nu-i zice povestea. Mă rog, vrem, putem să interpretăm cum vrem noi, dar este textul mai vechi decât cel al Bibliei și spune că aceasta este oarecum mama umanității. Nu vorbim acum de un creator, de Dumnezeu, vorbim despre o femeie care, conform acestui text străvechi, ea a participat la un fel de, poate, nu știu, poate un experiment genetic, pentru că zice că acești Dumnezei, acești zei, nu Dumnezei, acești zei care au venit aici pe pământ și care guvernau oarecum pământul ăsta, voiau să creeze un experiment, genetic în așa fel încât ca oameni... Un experiment geometric! Hai să vedem dacă putem crea șotronul perfect! Ce cult credeți că are ăsta pe undeva pe la... Fiindcă are un cult undeva în Moldova sau ceva, într-o comună. Sunt gen 25 de oameni, dar îl urmează îndeaproape. Are o mini-misa pe undeva omul ăsta. Noul mini-misa, cu un consum de doar 6%. Se poate să lucreze pentru ei. Să lucreze, să... Ah, și de asemenea, omul ăsta la care ne uităm acum, a zis ceva la un moment dat, care mie mi s-a părut foarte, foarte insightful. A zis, citez, nu cred în iad, nu cred în rai, în dracu și Dumnezeul lor, cred doar în Dumnezeul meu, care e totul și nimic, și s-au împărțit într-o infinitate de fragmente prin negru, creând misterul, ca să trăiască experiențe umane și mult mai mult. Asta a zis. Aur pentru ei din minele din Egipt, minele din Africa de Sud, din Arabia și așa mai departe. Și atunci i-au dat acest proiect acestei femei, Ninhursag, care înseamnă de fapt înțelepciune, și ea ar fi făcut un proiect, Am mai zis și am realizat că sunt prăjit pe viață, nu stres, mă distrez. I can fix him! I can fix him! Înțelepciune. Și ea ar fi făcut un proiect, Dumnezeu e român, băi! Dumnezeu să ne ajute! Că-i român! Dumnezeu e român! This is a masterpiece. E același vibe. Măi, râde cu mâini. Care înseamnă de fapt înțelepciune. Și ea ar fi făcut un proiect, sigur că vorbim în termenii aceștia, prin care s-a, pe forma homo habilis, deci forma precedentă a omului antropoid în formă hominidă. Omul antropoid în formă cum? Omuidă? A omului antropoid în formă hominidă, făcând acest experiment... Îți face tur la muzeu, la Antipa. Dar el știe el mai multe informații și nu ni le zic aici, nu ni le scriu. Asta ăla de vine în grupul, în grupul turistic, vine ghidul la muzeul Antipa, zice, uite, aia așa, aia așa, aia așa. Și ăsta e undeva prin spate. Nu e minte, asta minte, că am citit eu, asta e de fapt așa și așa. Și nu lasă pe nimeni în pace acolo în spate. Genetic, așa. S-a ajuns la o formă care a fost numită în textul străvechi, se numește Lulu, această formă. Ei, în tradiția străveche se spune această femeie... Lulu, hai mamă! Lulu! Nu vrea să vină. Care nu aparținea terei, Ninhursag, a devenit oarecum mama umanității și au început să o numească Ninanana, Ninti, Ninanana, Ninanana, mama mia. Se numea în textele străvechi. Măi, nu mai zice cuvinte. Efectiv, at this point, omul nu mai că zice doar random shit. Dar, ala, bibi, bala, bibu, bala, hala, hala, ua, ua. Măi, te ne uită la Schizo TV, sponsorizat de Aqua Carpatica. Știți punctul ăla în care bătrânii devin înapoi bebeluși? Asta este. Măi, vorbește în limba aia lui Tolkien. Nu, vorbește în limba aia de Tolkien. De-a lungul istoriei a început să fie identificată cu o ființă care stătea oarecum în umbra evoluției umane. Iar atunci când în poemul Atrahasis vorbim despre sfârșitul lumii prin pot. Măi, ăsta e prietenul vostru care a fost odată la Oaha. E un om care a fost odată la Oaha. Potopul lui Moise, Noe, probabil. Ceea ce din punct de vedere al istoriei poate fi identificat cu o catastrofă care a avut loc acum circa 10.900 de ani înaintea erei noastre, acum 12.900 de ani, demonstrația unui asteroid care a căzut în Canada, despre care a studiat Universitatea din Oregon și a descoperit microdiamantele. Se poate confirma această catastrofă, s-a ridicat o undă mare care a creat acel potop universal. Bun, se spune așa că unul dintre acești zei, numiți Enki, voia să vorbească cu acest Noe, care în textul lor se numește Utnapishtim. Și în același timp este numit, într-o tradiție foarte apropiată, este numit Atrahasis. În context musulman, ei recunosc pe Fecioara Maria ca fiind extraordinară, mama marelui profet Isus. Dacă mergem la structurile... Ce măi, da, ai dreptate, așa e și... orientale, de asemenea, spiritualitatea este oarecum concentrată în conceptul feminin care înseamnă deschidere. Dacă mergem la textele străvechi, cum este... textul sarcofagelor sau textul piramidelor pe care le găsim în piramida lui Unas din Egipt. Piramida cui coaie? Piramida lui Unas? E o mini-piramidă de-aia pe acolo prin jur, dar nu știe nimeni. Lui Unas, lui Anus. Spune că în text că într-un principiu, adică foarte de mult, cu mii de ani în urmă, a venit o entitate din cosmos care se numea Osiris. Din cosmos. Domnul Coșbuc a căzut Ceaușescu. Domnul Coșbuc s-a prăbușit regimul. Băi, dar efectiv, gen, omul efectiv a citit ce citește Azteca. La Azteca e tare, că măcar face artă din asta. Efectiv, la Azteca e tare că face artă din prăjelea de le citește. Dar ăsta efectiv a citit tot alea pe Alistair Crowley și cum toți... semiconspiraționiștii aia. Da, venind din cosmos, scrie în Biblie că Osiris a făcut-o pe Maria Magdalena, care i-a băgat degetul în cur lui Hristos, care a făcut pe... o experiență, vreți să vă mint?